Tamara Buciuceanu Botez are din nou probleme cardiace. În vârstă de 90 de ani, marea actriță a fost internată de urgență la Spitalul Elias din Capitală. E internată de ieri, este în terapie intensivă, dar e conștientă, e cooperantă. Nu e intubată sau ventilată. Niște probleme cardiace mai vechi, acutizate. Actrița va mai rămâne spitalizată cu siguranță câteva zile, au mai precizat medicii. Născută în 1929 în Tighina, Republica Moldova, Tamara Buciuceanu Botez a fost pe bună dreptate supranumită Doamna Comediei Românești. Tamara Buciuceanu a realizat peste 1500 de roluri memorabile în teatru dramatic și de revistă, operetă, televiziune și film. Printre aceste roluri se numără cel al Anetei Duduleanu din Cuibul de Viespi, Chirița din Chirița în provincie sau Isoș cel din Liceenii. Prăjitori în timpul orilor! Chiuliz, dulce chiul! Tu așa, Bărsan, să vedeți. Ce am... să văd, Bărsan Alexandru? Văd că te duce cu zăhărelul și e păcat de tine, băiatule. Tovarășul profesor, nicio tovarășă profesor! Poftiți amândoi cu mine la tovarășa directoare! În semn de prețuire a impresionantei sale activități, Tamara Buciuceanu Botez a primit o stea pe Alea Celebrităților în 2011.